V-ați uitat vreodată atent pe stradă, în mod special vara, la oamenii pe care îi întâlniți? Ați remarcat vreodată că printre cei care aleargă preocupați către birourile lor sau către casă, se văd și alții care sunt mai lenți, dar mai zâmbitori, mai energici? Ne plângem că suntem asaltați de urât, de rău, că este mizerie în oraș, că este poluare, aglomerații și zgomot. Poate că este, dar dacă ar fi să fiu cinic, aș zice, noi ne-am ales să trăim în București, nu ne oprește nimeni să plecăm în alt oraș. N-ar fi oare mai bine dacă ne-am oprit un pic din alergătura noastră zilnică și ne-am uitat curioși în jur? Cum ar fi dacă ne-am propune, ca măcar pentru o zi pe săptămână sau lună, să devenim turiști în București? Să încercăm să descoperim, la pas, lucrurile frumoase pe care ni le oferă bătrânul nostru oraș. Câți dintre noi oare vom afla în premieră despre rolul în istorie al unor bucureșteni? Câți dintre noi ne-am duce apoi curioși să căutăm pe internet sau prin arhivele familiilor noastre fotografii din Bucureștiul de acum 100 de ani, pentru a le compara cu ceea ce a ajuns Bucureștiul astăzi? Cu siguranță în acest context, drumul spre serviciu ar fi poate mai lung, dar cu mult mai distractiv, știind că pe locul pe care stai astăzi îmbufnat cu mașina, la semafor, în urmă cu un secol, circulau doar negustorii cu căruțele lor. Până și oamenii de pe stradă ar căpăta altă imagine pentru noi. Ar fi mai colorat îmbrăcați, mai prietenoși, iar noi mai dispuși să fim toleranți și cuvincioși. Descoperă și tu Bucureștiul cum nu îl vezi în fiecare zi.